tata este foarte trist. Da. Mama este la spital cu frățiorul. Da. O, hai să ridicăm dispoziția lui tata. Cum? Hai să gândim ceva gustos pentru el. O, hai. Pentru mine? Da, ești foarte trist. Da. Pot să-l ajut? Da, desigur. Acum își fac un ceai. Ura! Să știți, chiar ați ridicat dispoziția. Ura! Oare când se va întoarce mama? Muzica